În ziua premergătoare începerii campaniei electorale pentru alegerile locale, candidații PRU Buzău la primărie și la Consiliul Județean și-au declarat public scopul pentru care au intrat în lupta electorală. Astăzi și-au dat seama, mă rog, în ultima vreme, și-au dat seama că această clică de conducători trebuie înlocuită și nu înlocuită cu oricine, adică nu înlocuită tot cu ei, ci înlocuită cu oameni serioși, cu profesioniști din spațiul privat, cu oameni care s-au realizat profesional, dar care simt nevoia să se implice politic pentru comunitate. Candidații filialei buzoiene a Partidului România Unită vor să ducă o campanie discretă bazată pe bunele relații cu concitadinii lor. Vom avea o campanie care să nu agreseze mediul urban, nu vom afișa imagini monstruoase de dimensiuni aproape și de dimensiuni nepermise de lege, nu vom încălca cu nimic prevederile legale, vrem să fim un exemplu de bun concetățean. Ne bazăm pe relația cu publicul larg și cu o campanie de la om la om. Deși are un număr mic de membri, partidul a reușit să obțină susținerea a peste 5.000 de buzoieni, care i-au sprijinit pentru a completa numărul de semnături impus de lege. Au fost depuse liste atât pentru primăria Buzău, cât și pentru Consiliul Județean. De asemenea, unul dintre membrii va ataca fotoliul de edil șef la primăria din Merei, nemulțumit de modul în care este administrată comuna și mai ales stațiunea Sărata Monteoru. Singura metodă prin care puteam să fac eu ceva efectiv în NMR era să vin la un partid care nu avea un trecut, nu avea un istoric, dar care să aibă o doctrină clar deschisă către oameni. Lucrurile sunt simple. Atâta timp cât am lucrat și la stat, am lucrat și în mediul privat, lucrez și ca administrator. Am trecut prin toate sistemele. Deci problema nu este de experiență, ci este de voință. Și cred că este foarte simplu de transmis un punct de vedere către elector. Dacă o să stăm așa și o să mergem în sistemul acesta care se practică 26 de ani, de turmă, în care nu ne implicăm și stăm așa neputincioși și vedem că nu se întâmplă nimic, pentru că oricum considerăm noi că nu se întâmplă nimic, că nu are cum să se întâmple, așa va rămâne până la final. Candidații Partidului România Unită din Buzău au încredere în maturitatea electoratului buzoian și consideră că ei sunt cei care vor schimba în bine Buzăul.